Salut! Salut! Suntem de la Metal for Gaming și vom face un let's play cu și despre Diablo. Vom parcurge toate questurile și o să vă arătăm niște glitch-uri și niște trucuri care le cunoaștem noi. Pe care? Da, pe care le cunoaștem noi. El este Alin. Salut. Eu sunt Alex și el e Joe cu numele de caracter și eu sunt Verme. Suntem așa, în primul rând, dacă vreți să știți cum să creșteți mai repede, să folosiți comanda /players8. Puteți folosi orice număr de la 1 la 8. Ce face comanda asta? Pur și simplu, mobii devin de 8 ori mai puternici și XP-ul e de 8 ori mai mult, dar drop-ul rămâne același. De fapt, comanda asta a fost făcută pentru mai mulți playeri și să joace alternativ, făcând împreună același level. Așa, mai luăm căstul de la Cara sau mergem direct? Mergem direct. Ok. Se updatează singur. Și învață să iei și tu toate gesturile de pe jos și tot. Știi că este defectul meu. Așa, mergem frumos aici. Ok. Hai, vină cu amin, se pare că am găsit. Ok, stai. Wow. Dacă vă uitați la bara de XP, îmi crește exagerat de mult și exagerat de bine. Dacă vă uitați la viața unui mob, moare destul de greu, având în vedere ce damage am eu, doar ce sunt barbar și fac damage foarte mult. Așa. Eu o să mă bazez foarte mult pe Vitality, dar ce vreau să trăiesc, să rezist mult mai mult, să nu vă plictisesc murind de foarte multe ori și alte chestii, se va mai întâmpla să mor. Așa, și voi fi bazat mai mult pe shout-uri și alte poturi. Și Alin va fi... DPS. Da, DPS, adică el va fi tipul caurele. Și dacă vreți să intrați cu noi să ne jucăm și alte porcării, vă lăsăm link-ul de Hamachi, intrați acolo, ne găsiți cam non-stop. Eu sunt non-stop pe acasă, mai ales acum cât timp sunt răcit, alte porcării. Jucați cu noi, puteți să apărăți în videoclipuri, ne dați sfaturi, ne mai corectați dacă e. O să vă dăm și Skype-ul un timp. Oricum o să comunicăm mult. Ce faci? Așa. Fete. Bum. Ce vreau? Mi-am pus spell Find Potion. Și nu este mai săraci așa, ne dăm bani pe itemul pe... Vezi? Mara Potion. Stai că aici e Flavio. Da, hai să o scutăm. După cum vedeți, nu suntem fan al questurilor. Ne place să omorâm. Și mai ales Alin se pricepe să dea cu băta. Deoarece de asta folosim acest mod, dacă vreți să creșteți greu și să nu vă distrați, cam asta e farme cu un Diablo, să dai cu buta non-stop. Puteți să lăsați la Players 1, nu e problemă. Uite, Mina, vino cu-a. Imediat. Păi vino cu-a când îți spun eu. Așa, o să o curățăm mina, pentru că Akara așa ne-a zis, de nu mai primim poțiuni. Și eu trebuie să-mi găsesc un ex, neapărat.
Ha. Deci pe asta nu l-am furat. Da, eu în general îmi place să fur iteme. Da, e jobul lui. Mai țigan așa, da. Bă, fii, vorbește-mă frumos. Nu vorbi de Vlad. Vlad este colegul nostru de la Metal for Gaming. O să-l vedeți în tutorialele de Joy, The Passion, FIFA, Minecraft și mai multe tutoriale, doar ce nu prea are ce să facă și stă mai mult pe acasă. De asta nu ne ocupăm noi de tot. Stai așa că eu mă duc un pic în oraș, că am niște chestii de vândut și niște armuri de identificat. Ok, ok. Așa. Dacă sunteți începător, vă rog eu frumos, ocupați-vă de prima dată de șamani. Șamanii învie mormoloci ăștia și dacă muriți din nou, nu mai primiți level și vă chinuiți, pierdeți poțiuni și etc. Așa. Vitality. Bine, în timp o să mai mă schimb, adică de pe protection o să trec pe combat și multe porcării cu diamant. Hai că am amulete pentru tine. Ok. Fii atent, tu ai nevoie de mana? Momentan nu. Ok, o să-ți dau un ceară. Până pe la vreo level 13 nu am nevoie de mana. Ok, ok. Hai că eu mai curăț aici fără tine. Mereu uit să folosesc spell-ul ăsta, dar este foarte eficient când n-ai, n-ai poțiuni. Folosește ceva de mana, dar merită. Momentan până la level 6, până mi se deblochează shout-ul, o să investim talent, puncte de talente în Fine Potion. Și Alin, tu ce mai zici că ești tăcut? Mi-am făcut curat prin inventar, stai așa. Așa, luăm tot de pe jos. La levelul ăsta e foarte important. Ceva armură în plus nu strică. Hai Alin. Iată să-ți dau asta. Oh, mersi. De ce nu? Pe sus. Ok. Mana share-ul ăsta lăsăm. Hai la țigan, hai să bătem țigan. Da, noi suntem rockeri. Pe parcursul videoclipului vor fi niște melodii alese de noi. Sper să vă placă. Dacă nu vă plac, nu dați dislike. Dacă vă plac, dați un subscribe sau măcar un like acolo. Ajutați-ne ca să ne extindem comunitatea. Dacă doriți caracterele noastre mai mari de Diablo, o să vi le arăt într-un screenshot sau când o să am ocazia. Mi le cereți pe ID, eu fac un rar cu ele și vi le puneți frumos. Așa, vezi că vrei un shield? Nu. Ok. Să nu știu că ți-ai luat un dagger. Are poison. O, da. Prietenul nostru Alin este nebunit după poison. Exact. Și în descripție o să vă pun și linkul trupei mele de Facebook. Dacă vă place cum ne-a ieșit un cover sau ceea de genul, nu uitați să dați un like pe YouTube, nu pe Facebook. Și și pe Facebook. Și pe Facebook, da. Dacă vreți să intrați într-o comunitate de rockeri, cereți lui Vlad sau lui Guki Alin să vă bage în rockereală, deoarece este o comunitate foarte frumoasă, cu muzică foarte bună. Sunt
oameni care se respectă, limbajul vulgar nu este agreat și mai multe condiții. Da, și Alin tocmai mi-a furat un safir. Da, ce s-a părut? Da. Ești o poțiune. Mersi, Alin. Plăcere. Așa. Mai trebuie să găsim moștele. Stai așa că mi se cam strică arma. Așa avem un diamant. Hai, mai avem 5 moștri. Pe aici nu sunt, Alin. Uite unul. Am mai găsit și-o 2. Hai, nu mai sunt acolo. Ce nu-mi place? Uite, hai că vină cu acolo, am găsit. Așa. Să luăm, să nu vină Alin, să nu-l fure. Hai în oraș. Așa, hai în oraș. Da, mă, nu vreau să dau 3 după ce am furtat. Și am terminat. Am gata, pot să le plec. Stați bine. Așa. Primul peste gata. Și cam atât pe ziua de azi. Noi o să facem un quest o dată pe zi. Adică în 5 săptămâni o să terminăm Diablo pe normal. În 5 zile, mă. În 5 săptămâni. Da, eu mă gândeam la altceva. Mă rog. Pe data viitoare dați like la Facebook, un like pe YouTube, Twitter, MySpace și pe tot ce puteți, da, dați like. Toate rețelele posibile și imposibile. Da, dacă aveți net de la RDS, schimbați-l, vă rog eu frumos. E o porcărie de internet și nu vreau să par rău, dar chiar e o porcărie. Cum spune prietenul meu de la școală, Gorilla, Davash Fire, și o zi bună. Mă rog.